interzis și nici nu am folosit vreodată așa ceva. Echipament sportiv, vreau să spun, ca un tricou la lună să duce, poate chiar un echipament, să rup, să n-ai cum să le mai porți după 20 de antrenamente în care transpiri, doar că poți să-l speli cu cel mai detergent din lume. Nu există așa ceva, mânuși să duc. Toate aceste echipamente, să știți că costă și costă destul de mult, pe urmă deplasările. Kempo, din fericire pentru federația aceasta, are oameni în toate zonele țării. Noi ne înțelegem extraordinar de bine. Adică valoarea antrenorilor de Kempo nu este doar în București. Ei sunt peste tot valoroși și noi ne înțelegem, iar de exemplu, se înțelege foarte bine cu unii care stau pe la Târgu Mureș, stau pe la Cluj. Până la Cluj e ceva drum. Mâncare, cazare, pregătire. Toate aceste lucruri costă, sunt costuri și costuri și costuri și alte costuri. Pe de o parte ne bucurăm că acești oameni ne deschid ușa, pe de altă parte ne gândim cu ce costuri și ce implicare financiară este până acolo. Toate astea însă parcă se uită când imnul României răsună, când medaliile și centurile ne parvin și mai suntem băgați în seamă și de conaționalii noștri care înțeleg și sper să înțeleagă eforturile extraordinare care se fac și pe care Cristiana le întreprinde în urmarea acestui vis. Dacă doriți să întrebați ceva, acum...